Inspectorii cărășeni de muncă au efectuat noi controle la firmele din județ. Astfel, inspectorii cărășeni au efectuat în perioada 18-22 martie acțiuni de control cu caracter inopinat la firmele care desfășoară activități în domeniile fabricarea altor produse din minerale nemetalice și comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare. Aceste controle au avut loc în cadrul campaniei naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă. Principalele obiective urmărite de inspectori prin intermediul acestor controle au fost eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea amenzilor corespunzătoare, creșterea gradului de conștientizare a angajaților și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă și verificarea respectării de către agenții economici din grupul țintă a tuturor condițiilor de muncă a lucrătorilor. În acest sens, inspectorii cărășeni de muncă au efectuat 40 de controle la firmele din județ, în urma cărora au constatat numeroase abateri pentru care s-au dispus peste 80 de măsuri de remediere, dar și amenzi. Au fost aplicate așadar 7 amenzi în valoare de aproximativ 80.000 de lei. La 2 firme din județ au fost identificați 3 bărbați care lucrau la negru. În perioada 18-22 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a derulat acțiuni de control cu caracter inopinat în cadrul campaniei naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatori care desfășoară activități în domeniile fabricarea altor produse din minerale nemetalice, cod KN23, și comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare, cod KN4673. În acest sens, inspectorii de muncă au efectuat 40 de controle, s-au dispus 81 de măsuri de remediere și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 79.000 de lei. La 2 angajatori au fost identificați 3 bărbați care prestau activitate fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă. Deficiențele identificate au fost neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal, completarea revisalului cu date eronate, neevidențierea orei de început, orei de sfârșit a programului de lucru și a orelor de noapte, neinițierea procedurii de negociere în vederea încheierii contractului colectiv la nivel de unitate, neasigurarea protecției împotriva căderilor în gol, lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentului tehnic compresor supus reglementărilor ISCIR, neluarea măsurilor pentru respectarea periodicității verificării PRAM a instalației de legare la pământ, lipsa controlului medical periodic.